Mă numesc Gheorghe Mihail și astăzi vom vorbi despre Evanghelie. Evanghelia este un subiect atât de vast încât nici chiar în eternitate nu vom înțelege pe deplin ce înseamnă această frază că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi și a înviat a treia zi după Scripturi. Cu toate că majoritatea evanghelicilor cred că știu ceea ce înseamnă să crezi Evanghelia, și majoritatea dintre ei spun, propovăduim Evanghelia, și majoritatea ascultătorilor spun, am ascultat Evanghelia, Evanghelia e ceva pentru începători, patru legi spirituale pe care trebuie să le știi, și ei cred că știu Evanghelia și că propovăduiesc Evanghelia. Și în același timp, Biblia ne avertizează atât de mult despre oameni care vesteau o altă Evanghelie și că acești oameni erau sub blestemul lui Dumnezeu. Doar ca să vă faceți o idee, Biblia ne vorbește despre faptul că trebuie credem în Evanghelie, ni se vorbește despre puterea Evangheliei, despre adevărul Evangheliei, despre lumina Evangheliei, despre Evanghelia acoperită, despre faptul că suntem născuți prin Evanghelie, despre Evanghelia păcii, despre nădejdea Evangheliei, să ne purtăm într-un chip vrednic de Evanghelie, despre o altă Evanghelie, prigoană din pricina Evangheliei, luptă pentru credința Evangheliei, apărarea și întărirea Evangheliei, înaintarea Evangheliei, Evanghelia veșnică, taina Evangheliei, neascultarea de Evanghelie, Evanghelia Harului, etc. Sunt doar anumite titluri pe care vi le-am dat cu privire la Evanghelie. Și eu am întrebat personal multe persoane ce înseamnă Evanghelia și majoritatea n-au știut să răspundă ce înseamnă Evanghelia. Am urmărit pe internet să văd dacă sunt persoane care predică Evanghelia aici la noi în România și le poți număra pe degetele de la o singură mână. Prea puține persoane cunosc. Aceasta este cea mai mare problemă din bisericile din zilele de astăzi. Toate problemele din bisericile din zilele de astăzi sunt datorită faptului că oamenii nu cunosc Evanghelia, că predicatorii nu cunosc Evanghelia și nu vestesc Evanghelia. Acest mesaj pe care îl voi spune astăzi, cu ajutorul lui Dumnezeu, este al șaselea mesaj din această serie, Evanghelia, și vă voi da un scurt rezumat la cele 5 mesaje anterioare. Le puteți găsi pe canalul meu. În primul rând, am început a vorbi despre faptul că Dumnezeu urăște, despre mânia lui Dumnezeu, după cum Apostolul Pavel, în epistola lui către Roman, care este o carte sistematică, care ne vorbește de la A la Z cum ar trebui să prezentăm Evanghelia, el ne vorbește despre Evanghelia pe care Dumnezeu i-a încredințat-o să o propovăduiască și imediat în versetul 18 ne vorbește despre mânia lui Dumnezeu. După aceea, imediat în capitolul 2, ne vorbește versetul 4 despre mânia lui Dumnezeu. După aceea, în același capitol, ne vorbește în versetul 8 din Roman 2 despre mânia lui Dumnezeu. Zice, mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu. Așa începe el Evanghelia, cu toate că majoritatea evanghelicilor n-ar începe Evanghelia așa, ce ar spune, Dumnezeu te iubește și are un plan minunat pentru tine. Dar aici ne spune că Dumnezeu va da mânie și urgie celor ce se împotrivesc adevărului. Dar cu împietrirea inimii tale care nu vrea să pocăiască, ți adună o comoară de mânie. Așa începea apostolul Evanghelia lui, spunând vestea rea. Care e vestea rea? Că sunteți sub mânia lui Dumnezeu, sunteți sub ura lui Dumnezeu și ca atare sub mânia lui Dumnezeu din pricina păcatelor voastre. Așa începea apostolul Pavel Evanghelia lui. Și m-a arătat în acest prim mesaj că Dumnezeu, da, cu adevărat urăște și Dumnezeu cu adevărat este scârbă de foarte multe persoane care trăiesc în păcatele lor. Dar în același timp, în acest prim mesaj, am arătat că Dumnezeu ne-a arătat dragostea Lui și cine vrea să aibă parte de dragostea Lui Dumnezeu, poate avea parte de dragostea Lui Dumnezeu doar în Domnul Iisus Hristos. Nu există dragoste din partea Lui Dumnezeu și aceasta să se găsească în altă parte decât în Domnul Iisus Hristos. Repet, nu există dragoste decât în Domnul Iisus Hristos. Dragostea lui Dumnezeu s-a arătat în Fiul Lui, în Domnul Iisus Hristos. Așadar, cine vrea să scape de mânia lui Dumnezeu, doar în Domnul Iisus Hristos poate avea parte de dragostea lui Dumnezeu. În al doilea rând, am arătat a cui este Evanghelia, cine este autorul acestei Evanghelii. Și Roman capitolul 1, Pavel Hristos, chemat să fie apostol, pus deoparte, să vestească Evanghelia lui Dumnezeu, pe care o făgăduise mai dinainte. Am arătat că această Evanghelie este Evanghelia lui Dumnezeu, Dumnezeului Triun, Evanghelia Tatălui, Evanghelia Fiului și Evanghelia Duhului Sfânt, vestită prin Duhul Sfânt. O Evanghelie care fusese făgăduită mai dinainte de întemeierea lumii.
Dați-mi voie să vă spun, Evanghelia, la majoritatea dintre evanghelici, înseamnă ridică mâna în sus, primește-L pe Domnul Iisus în inima ta. Nu găsim nicăieri în Biblie. Deci nicăieri în Vechiul Testament nu s-a vestit mai dinainte cum că Evanghelia ar însemna ridică mâna în sus, primește-L pe Domnul Iisus în inimă. Nu! Și este vorba despre un mesaj care a fost vestit mai dinainte și a ajuns la noi prin Domnul Iisus Hristos. Dacă noi am crede că Evanghelia este Evanghelia lui Dumnezeu, n-am îndrăznit să-i schimbăm mesajul. Noi n-am îndrăznit să schimbăm o lege din legislație rutieră pentru că am fi amendat sau poate am face chiar pușcărie. Dar de ce îndrăznim să schimbăm mesajul lui Dumnezeu? Pentru că este Evanghelia lui Dumnezeu. Scriptura ne arată destul de clar 4 avertizări în Scriptură. Zice, nu adăuga nimic la cuvintele lui ca să nu te pedepsească să fii găsit mincinos. Asta ne spune în Proverbe 30. Este Evanghelia lui Dumnezeu. Vă asigur, majoritatea evanghelicilor adaugă foarte mult la Evanghelia lui Dumnezeu și ca tare nu mai au Evanghelie. Pentru că din moment ce adaugi, nu mai este Evanghelia lui Dumnezeu. Ar trebui să aveți teamă. Nu contează că nu ești pastor, dar în special pastorii, ești chemat să vestești Evanghelia. Cum vei vesti Evanghelia cuiva pe stradă? Cum vei vesti Evanghelia fratelui tău, rudei tale? Dacă nu știi ce este Evanghelia, vei vesti ceea ce ai auzit la pastorul tău, la predicatorul tău care a spus... Asta înseamnă Evanghelia. Domnul Iisus a venit să ne binecuvinteze și să ne umple viețile de bucurie și de fericire. Nu, asta nu e Evanghelia. Evanghelia este mesajul central al Scripturii și este mesajul lui Dumnezeu. Nu este mesajul nostru. Este mesajul lui Dumnezeu. De aceea Evanghelia este a lui Dumnezeu. În al treilea rând, eu vă spun doar pe scurt, ca să putem să intrăm un pic în temă. Am arătat în al treilea rând că trebuie să vestim Evanghelia. Și a vesti Evanghelia înseamnă a vesti cuvântul lui Dumnezeu. Spre uimirea dumneavoastră, a vesti Evanghelia înseamnă a vesti cuvântul lui Dumnezeu. Nu niște cuvinte ale noastre proprii, nu un mesaj al nostru propriu, nu un mesaj adaptat pentru cultura noastră, pentru epoca noastră. Nu! A vesti Evanghelia în Scriptură înseamnă a vesti cuvântul lui Dumnezeu. 1 Petru 1:25 spune, fiindcă ați fost născuți din nou, nu dintr-o sămânță care poate putrezi. Sămânța care poate putrezi sunt cuvintele noastre. Cuvintele noastre, tot ce are de-a face cu noi putrezește. Înțelepciunea noastră, mintea noastră, metodele noastre, tot ce are de-a face cu noi. Zice, ați fost născut nu dintr-o sămânță care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi prin cuvântul lui Dumnezeu. Și după aceea spune, care este viu și care rămâne în veac. Cuvântul lui Dumnezeu rămâne în veac. Căci orice făptură este ca iarba și toată slava ei ca floarea ierbii. Iarba se usucă și floarea cade jos. Dar arată tot ceea ce este trecător. Tot ceea ce se schimbă, tot ceea ce putrezește. Zice, dar cuvântul Domnului rămâne în veac. Și acesta este cuvântul care v-a fost propovăduit prin Evanghelie. Deci, să vestim Evanghelia înseamnă să vestim cuvântul lui Dumnezeu. Și trebuie să vestim această Evanghelie, după cum spune Apostolul Pavel, nu cu înțelepciunea vorbirii, ca nu cumva crucea lui Hristos să fie făcută zadarnică. Așadar, majoritatea evanghelicilor vestesc Evanghelia prin înțelepciunea vorbirii. Și am arătat destul de clar că înțelepciunea vorbirii înseamnă înțelepciunea omenească. Și Apostolul Pavel spune cât era el de înțelept, cât era el de dotat. El spune, dacă eu vestesc Evanghelia prin înțelepciunea vorbirii sau prin înțelepciunea lumească, zice, fac zadarnică crucea. Însuși Apostolul Pavel spune că despre mine, fraților, când am venit la voi, n-am venit să vă vestesc taina lui Dumnezeu cu o vorbire sau înțelepciune strălucită. Cu toate că el era un om foarte înțelept. Zice că n-am avut de gând să știu între voi nimic altceva decât pe Iisus Hristos și pe el răstignit. Și zice el, și învățătura și propovăduirea mea nu stăteau în vorbirile înduplecătoare ale înțelepciunii. Care sunt aceste vorbiri înduplecătoare ale înțelepciunii? Păi, precum spunea odată la evanghelizare Luigi Mițoi, faceți-mi o favoare, închideți ochii, nu vi se va întâmpla nimic rău, dacă vreți să-L primiți pe Domnul Iisus, ridicați mâna. Asta nu e Evanghelie. Nu o găsești în Scriptură, astea sunt vorbirile înțelepciunii lumii. Zice Apostolul Pavel, eu n-am făcut așa ceva. Zice, învățătura și propovăduirea mea nu stătea în vorbirile înduplecătoare ale înțelepciunii, ci într-o dovadă dată de Duhul de putere. De ce? Pentru ca credința voastră să fie întemeiată nu pe înțelepciunea oamenilor. Credința multora este întemeiată pe înțelepciunea oamenilor, adică printr-un mesaj care a fost cumva adaptat de un predicator și omul a primit, dar n-a primit Evanghelia lui Dumnezeu și el se bazează ca atare nu pe puterea lui Dumnezeu, nu pe Evanghelia lui Dumnezeu, ci pe înțelepciunea oamenilor. Și Apostolul Pavel spune, nu, eu n-am făcut așa. V-am vestit Evanghelia
Din ce cauză? Zice, pentru ca credința voastră să fie întemeiată nu pe înțelepciunea oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu. Și Apostolul Pavel spune, vorbim despre Evanghelie, vorbim despre ele, despre învățăturile din partea lui Dumnezeu, nu cu vorbiri învățate de la înțelepciunea omenească. Nu cu vorbiri învățate de la înțelepciunea omenească. Majoritatea pastorilor din zilele de astăzi vorbesc despre Evanghelie, cu toate că nu mai este Evanghelie, cu vorbiri învățate de la înțelepciunea omenească. Și Apostolul Pavel spune, eu nu fac așa, ci vorbesc cu vorbiri învățate de la Duhul Sfânt. Înțelepciunea vorbirii este înțelepciunea lumii acesteia. Înțelepciunea vorbirii este înțelepciunea lumii acesteia. Și făcând acest lucru, numai cruce. Pentru că Apostolul Pavel spune, dacă eu vestesc Evanghelia prin metodele mele, prin tehnicele mele, prin vorbirea înțelepciunii, prin înțelepciunea lumii acesteia, zice, fac zadarnică crucea. Poți să vestești Evanghelia și mulți oameni vestesc, așa zisa Evanghelie, dar nu mai au cruce. Apostolul Pavel zice, faci zadarnică crucea, faci nulă crucea lui Dumnezeu dacă vestești prin metodele tale și nu vestești cuvântul lui Dumnezeu, dar nu prin înțelepciunea omenească, nu prin înțelepciunea lumească, mai bine zis, ci vorbim, vestim Evanghelia cu înțelepciuni, cu vorbiri învățate de la Duhul Sfânt. Și în același timp am spus că cei ce fac astfel strică cuvântul lui Dumnezeu, după cum spune Apostolul Pavel în 2 Corinteni. Deci să vestești Evanghelia prin înțelepciunea lumii înseamnă să strici cuvântul lui Dumnezeu. Și Apostolul Pavel spune, noi nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu cum fac cei mai mulți. Pe timpul Apostolului Pavel erau oameni care vestau și Evanghelia. Și Apostolul Pavel spune, văzând totul, spune, noi nu stricăm Evanghelia, nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu cum fac cei mai mulți. Nu cei mai puțini, cei mai mulți. La fel în zilele noastre, destul de adevărat, cei mai mulți nu vestesc Evanghelia, ci strică cuvântul lui Dumnezeu, pentru că am arătat că să vestești Evanghelia înseamnă să vestești cuvântul lui Dumnezeu. În al patrulea rând, am vorbit despre adevărul Evangheliei. Au fost anumite persoane care mi-au spus, nu pretind că vestesc adevărata Evanghelie, și bine a făcut că nu pretindea, pentru că nu vestea adevărata Evanghelie. Evanghelia nu conține adevăr. Evanghelia este adevărul pentru că este cuvântul lui Dumnezeu. Mulți iau un anumit adevăr din Evanghelie și îl modelează cu altceva, îl amestecă cu altceva și îi spun, vestim Evanghelia, nu în Scriptură. Evanghelia este numită adevărul Evangheliei. Efeseni 1:13, și voi după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre. Ca unii care prin ascultarea de adevăr, și după aceea ne spune, și acesta este cuvântul care v-a fost propovăduit prin Evanghelie. Și în același timp, Coloseni 1:40, am auzit despre credința voastră în Hristos și despre dragostea voastră pe care o aveți față de toți sfinții din pricina nădejdii care vă așteaptă în ceruri. Și despre care ați auzit mai dinainte în cuvântul adevărului Evangheliei. Biblia ne arată clar, cuvântul tău este adevărul. Sfințește prin cuvântul tău este adevărul. Eu sunt calea, adevărul și viața. Când vorbim despre adevărul Evangheliei, vorbim despre adevărurile pe care însuși Domnul Iisus ni le-a lăsat. Și așadar, dacă noi nu vestim adevărul, dacă pe noi nu ne interesează că atunci când vestim Evanghelia să vestim adevărul cuvântului lui Dumnezeu, noi sucim adevărul și ca atare nu mai avem adevăr, ci facem lucrarea diavolului. El nu stă în adevăr. Încă de la început am arătat în acel clip că diavolul sucește cuvântul și predicatorii cred că încă mai vestesc Evanghelia, dar de mult nu mai vestesc Evanghelia pentru că ei nu vestesc cuvântul adevărului. Ei nu vestesc cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul tău este adevărul. În al cincelea rând am arătat că lumina Evangheliei strălucește și în același timp că Evanghelia este acoperită. Și Apostolul Pavel spune, cu toate că Evanghelia strălucește, în 2 Corinteni capitolul 4, zice că Evanghelia strălucește. Literal, el vestea Evanghelia și spune, Evanghelia noastră strălucește. Și după aceea spune, și dacă Evanghelia noastră este încă acoperită, este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării, a căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeul veacului acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos. Așadar, Apostolul Pavel spune, lumina Evangheliei strălucește, ea este clară, ea nu este ascunsă, literal. Chiar și în zilele de astăzi, la fel ca în timpul Apostolului Pavel, lumina Evangheliei strălucește, ea este făcută clar, ea călăuzește, ea ne arată clar. Problema este că pentru mulți este acoperită, știți din ce cauză? Din pricină că sunt pe calea pierzării. Și mă tem că mulți pastori sunt pe calea pierzării pentru că ei nu vestesc Evanghelia. Pentru ei, Evanghelia este acoperită. Și cum știu eu că este acoperită pentru ei Evanghelia? Pentru că nu o vestesc. Dacă ar cunoaște Evanghelia, ar vesti-o. Dar aici apostolul ne spune, pentru cine este acoperită?
sau ascunsă pentru cei ce sunt pe calea pierzării. Cu toate că strălucește ca o lumină în întuneric, pentru mulți este acoperită. Nu din pricină că nu strălucește, ci din pricină că ei sunt orbi. Și aici ne spune pasajul, din pricina minților necredincioase. Necredincioase față de cuvântul lui Dumnezeu, pentru că avea credință înseamnă întotdeauna avea credință în cuvântul lui Dumnezeu, în promisiunile lui Dumnezeu, nu în ideile mele, nu în metodele mele, nu în lucrarea mea. Să ai credință sau să fii credincios față de Dumnezeu înseamnă să fii credincios față de cuvântul lui Dumnezeu, de promisiunile pe care Dumnezeu le-a lăsat în cuvânt. Așadar, acestea fiind spuse, v-am făcut un scurt rezumat la cele 5 mesaje, le puteți găsi pe pagina mea. Dar ca să înțelegeți cât de vast este acest subiect al Evangheliei și majoritatea, chiar și probabil dintre dumneavoastră, care credeți că vestiți Evanghelia, sunt sigur 100% că nu este așa. Nu este așa, pentru că multora dintre dumneavoastră, care evident nu sunteți pastori, nu vi s-a vestit Evanghelia. Și adaug aici o întâmplare scurtă. Am fost într-o adunare evanghelică și am vorbit o introducere asupra Evangheliei și am vorbit despre mânia și despre ura lui Dumnezeu și în același timp despre dragostea care se poate găsi doar în Domnul Iisus Hristos și ce dragoste. Și după predică a venit un om bătrân la mine și mi-a spus, frate, n-am auzit în viața mea asemenea lucruri. Dar zice, n-am auzit în viața mea asemenea cuvinte minunate. Și eu mă gândeam, zic, ce cuvinte minunate, frate, am vorbit despre mânia lui Dumnezeu, despre ura lui Dumnezeu, dar în același timp despre dragostea pe care o putem găsi în Domnul Iisus Hristos. Și cu toate acestea, pastorul a spus, Dumnezeu nu ne iubește necondiționat, Dumnezeu nu iubește necondiționat pe toată lumea, ca să vedeți, biserici pline de oameni care n-au ascultat mai niciodată Evanghelia. N-au ascultat mai niciodată Evanghelia. Și acestea fiind spuse, vom vorbi despre Evanghelia Harului, după cum s-a anunțat. Când vorbim despre Evanghelia Harului, de exemplu, un pasaj în Faptele Apostolului, capitolul 20, Apostolul Pavel știa că această Evanghelie întotdeauna îi va provoca necazuri și știa că le așteaptă lanțuri și necazuri, dar el spunea, eu nu țin numai decât la viața mea ca și cum i-ar fi scumpă, ci vreau numai să-mi sfârșesc cu bucurie calea și slujba pe care am primit-o de la Domnul, ca să vestesc Evanghelia Harului lui Dumnezeu. Așadar, în primul rând, aș vrea să spun că n-am avea Evanghelie dacă n-ar fi Harul lui Dumnezeu. Dacă Harul lui Dumnezeu nu ne-ar fi fost dat, n-am avea Evanghelie. Literal, nu am avea Evanghelia. Evanghelia ne este dată nouă tocmai prin Harul lui Dumnezeu. Sunt atât de multe persoane care nu înțeleg mai nimic din Harul lui Dumnezeu. Ei se gândesc la Harul lui Dumnezeu și zic, păi Harul lui Dumnezeu e ceva ca și cum un om merge o zi la muncă, muncește, de exemplu, o muncă normală, merge la sapă și după o zi întreagă de muncă, a săpat porumbul, orice ar fi făcut el, o muncă simplă, vine stăpânul și îi dă 50.000 de euro. Și omul spune, nu merit 50.000 de euro, doar am fost o zi la muncă, o zi și am muncit la sapă, nu ți-am făcut un avion. Și omul spune, vreau să-ți dau banii ăștia. Și el spune, nu merit. Nu merit banii ăștia, sunt prea mulți. Cam așa se gândesc. 0,0001, Dumnezeu cumva că este dator să ne dea ceva bun măcar, numai că El ne dă mult mai mult decât ar trebui să ne dea. Nu, acesta nu înseamnă. Harul nu înseamnă că Dumnezeu ne datorează ceva, măcar cât ar fi El de mic. Dumnezeu nu ne datorează absolut nimic. Ne datorează decât plătit și am îndrăznit să fim neascultători față de un Dumnezeu atât de sfânt. Dumnezeu nu ne datorează nimic. De această Evanghelie se numește Evanghelia Harului. Evanghelia Harului. Nu Evanghelia pe care merităm decât puțin din ea. Nu Harul pe care noi merităm să-L primim din partea lui Dumnezeu. Noi nu merităm absolut nimic, de aceea se numește Har. Dacă credem că acest Har înseamnă că Dumnezeu ne dă ceva mai mult decât merităm, nu știm ce înseamnă Harul. Harul în Scriptură înseamnă milă, înseamnă îndurare, înseamnă meritată bunătate, împăcare cu Dumnezeu. Harul literal înseamnă mântuire. Nu este ceva care merităm noi. Dumnezeu ne dă exact contrariul la ceea ce meritam noi. Harul lui Dumnezeu ne aduce mântuirea. Dumnezeu ne dă exact contrariul la ceea ce merităm noi. Și de aceea această Evanghelie este numită Evanghelia Harului. Dumnezeu, ca să înțelegeți un pic, e ca și cum noi luptăm împotriva
luptăm împotriva lui Dumnezeu, că suntem vrăjmașii lui Dumnezeu și Dumnezeu, ca să ne salveze, vine și îl jertfește pe propriul lui fiu ca să ne salveze pe noi. Mânia pe care eu, care eram un dușman al lui, meritam să o primesc, o pune asupra propriului său fiul și îl zdrobește pe el ca și cum el ar fi făcut păcatele mele, ca și cum el ar fi trăit viața mea și, în schimb, îmi dă mie viața perfectă a Domnului Iisus. Ăsta e harul. Nu că Dumnezeu merita să ne dea măcar 0,01. De aceea, dacă am crede că harul lui Dumnezeu nu ne este datorat, am înțelege în același timp că Dumnezeu nu datorează harul nimărui și nu este dator să-l dea tuturor. Singurul lucru pe care Dumnezeu este dator să-l dea tuturor este drept harul lui. De aceea se numește har. De aceea am zis la început, problema oamenilor și creștinilor din zilele de astăzi este că nu mai știu ce înseamnă Evanghelia și vorbesc despre harul lui Dumnezeu. Merităm și noi măcar un pic de tot. Toată omenirea merită măcar un pic. Biblia zice că toate gândurile tuturor oamenilor de pe pământ erau îndreptate în fiecare zi, numai spre rău. Romanul 1, urător de Dumnezeu, nu iubitor de Dumnezeu. Trăim într-o epocă atât de umanistă încât ea crede că merită numai lucruri bune. De aceea, dacă cineva îți spune ceva rău, spui, te super, nu pentru că eu merit lucruri bune. Noi ne naștem egoiști, ne naștem crezând că merităm totul, dar de fapt nu merităm nimic. Voi trata acest subiect în următorul fel. Voi arăta în primul rând prin cine se manifestă această Evanghelie a Harului. În al doilea rând, voi arăta care este relația dintre Evanghelia Harului și mântuire. În al treilea rând, voi arăta de la ce anume ne salvează Evanghelia Harului. Este extrem de important. Un răspuns la care majoritatea evanghelicilor nu răspund Bibliei. Și în al patrulea rând, voi arăta care este scopul lui Dumnezeu pentru care ne-a oferit această Evanghelie a Harului. Așadar, după cum am spus înainte, fără nu avem Evanghelia. Evanghelia ne-a fost adusă prin har. Este o Evanghelie a harului. Dumnezeu ne dă exact contrariu a ceea ce meritam. Noi meritam mânia, El ne oferă harul Lui. Și această Evanghelie care a fost vestită mai dinainte, nu este ridică mâna în sus și primește-L pe Domnul Iisus în inima ta. Domnul Iisus stă la ușa inimii tale și bate, primește-L, fie-ți milă de El. Nu, asta nu e Evanghelia harului. Nu este Evanghelia harului. Dacă am înțelege măcar un pic din ceea ce înseamnă har, ne-am dat seama că Dumnezeu nu repetă. Ca să știm bine că Dumnezeu nu ne datorează har. Nu ne datorează milă, nu ne datorează iertare, nu ne datorează dragoste. Pentru că har înseamnă dragoste. Harul cuprinde toate aceste lucruri pe care Dumnezeu ni le-a adus în Fiul Lui. Și nu le datorează nimănui. Nu le datorează nimănui. Așadar, în primul rând, prin cine se manifestă această Evanghelie a Harului? Scriptura ne spune, în Evanghelia după Ioan 1, și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har. Domnul Iisus s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har. De ce credeți că Domnul Iisus a putut să stea lângă niște oameni păcătoși, plin de păcate, și totuși oamenii aceia n-au murit? Plin de har. El a venit plin de har. Dar dacă Domnul Iisus ar fi venit fără harul Lui, evident ar fi murit de har. El a venit ca să ofere iertarea Lui, îndurarea Lui, mila Lui, dragostea Lui de har. Ce înseamnă? Că oamenii meritau ca Domnul Iisus să se comporte bine cu ei și frumos cu ei? Ce înseamnă asta? Că Domnul Iisus trebuia să-i vindece pe acei oameni? Nu! Nu trebuia să-i vindece pe acei oameni. Nu trebuia să le dea absolut nimic bun. De aceea zice, a venit plin de har. A locuit între noi plin de har. Și ne spune, și noi toți am primit din plinătatea Lui har după har. Dacă n-ar fi harul lui Dumnezeu, dați seama ce ar fi de noi? Am fi niște monștri, literal. Eu știu că lumea din zilele de astăzi nu crede asta. Și tocmai asta este problema lor. Că ei nu cred că dacă n-ar fi harul lui Dumnezeu, am fi niște monștri, literal. De aceea oamenii care vor merge în iad vor fi lipsiți complet de orice fărâmă de harul lui Dumnezeu și vor vedea că sunt cu adevărat niște monștri. Și noi am fi la fel mai răi ca Hitler. Dar El a venit plin de har. Harul acesta se manifestă prin Domnul Iisus Hristos. Și noi am primit din plinătatea Lui har după har. A fost dată prin Moise. Dar harul. Acest dar. Dar harul. Legea a fost dată prin Moise. Ce ne spunea legea? Fă așa și vei trăi. Nu faci așa, vei muri. Vei încălca legea, pe mărturia 2 sau 3 martori, vei fi omorât.
Zice, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Acest har ne este adus de Domnul Iisus Hristos. Această evanghelie a harului care îl privește pe El, în centrul evangheliei este Domnul Iisus, nu omul. Evanghelia evanghelicilor din zilele de astăzi, în centrul ei se află omul care este suveran. Permite-i Domnul Iisus, lasă-L pe Domnul Iisus, lasă-L pe Duhul Sfânt. Nu. Dumnezeu este suveran. El ne aduce harul Lui. El ne aduce harul Lui. De aceea, El este suveran în toate. El ne aduce harul. Nu îl primim noi pur și simplu pentru că vrem noi. Pentru că noi n-am vrea niciun har din partea Lui. Pentru că ne naștem urători de Dumnezeu. Harul și adevărul au venit Iisus Hristos. Au venit prin El. Această evanghelie a ajuns până la noi în zilele de astăzi prin Fiul, prin Domnul Iisus Hristos. Și este o evanghelie a Harului, deoarece noi nu meritam. Noi meritam exact contrariu. Nu meritam bunătatea lui Dumnezeu, nu meritam îndurarea lui Dumnezeu, nu meritam dragostea lui Dumnezeu. Noi meritam exact ceea ce spune legea a fost dată prin Moise. Ce ne făcea legea? Legea ne condamnă. Ce făcea legea? Ne pune pe toți sub păcat și ne arată care este în adevăr condiția noastră. Legea ne arată în adevăr ceea ce noi merităm. Zice, dar harul. Legea a venit prin Moise, dar harul. Harul a venit prin Domnul Iisus Hristos. Favoarea Lui nemeritată, dragostea Lui, mila Lui, îndurarea Lui au venit prin Domnul Iisus Hristos. Această evanghelie a harului, repet, începe cu Domnul Iisus Hristos. El este în centrul acestei evanghelii a harului, nu noi. Evanghelia îl privește pe Domnul Iisus. Vă fac cunoscută, fraților, evanghelia. Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scriptură, a înviat după Scriptură. Evanghelia. În evanghelie este vorba despre Domnul Iisus, care ne aduce mila și îndurarea Lui. De ce? În evangheliile oamenilor din zilele de astăzi este vorba despre altceva. Despre un Dumnezeu care stă și plânge la inimile oamenilor și nimeni nu vrea să-i deschidă ușa. Asta nu e Evanghelia Harului. Asta nu este Evanghelia Harului. Un Dumnezeu sfânt și atotputernic, care vine să ne aducă dragostea Lui, care vine să ne aducă îndurarea Lui și omul spune, nu, nu vreau. Și Domnul Iisus stă plângând la ușa inimii Lui. Nu, nu este așa. El este un Dumnezeu suveran și vom vedea imediat că datorită faptului că oamenii nu înțeleg ce este harul, ei nu înțeleg cine este Domnul Iisus și ce a venit să aducă. Deci harul lui Dumnezeu înseamnă îndurarea lui Dumnezeu, mila lui Dumnezeu și al doilea punct înseamnă mântuire. Dacă noi am crede că harul lui Dumnezeu aduce ceva, ne-am întrebat ce este acel ceva. Dacă noi am crede că Dumnezeu dă harul Lui tuturor, ce le-a dat tuturor? Scriptura spune căci harul Lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat. Zice, harul Lui Dumnezeu aduce mântuire. Nu șansa la mântuire, cum spune Florin Antonie. Deci, este o erezie. Harul Lui Dumnezeu aduce mântuire. Nu șansa la mântuire. Cine aduce harul acesta? O posibilitate ca mântuiți prin Domnul Iisus? Nu. Harul pe care însuși Fiul lui Dumnezeu, Domnul Iisus, a venit să ni-l aducă, este mântuire. Nu șansa la mântuire. Zice, harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii. Și este destul de evident că aici se referă la orice categorie de oameni. Din ce cauză? Dacă ar însemna literal, cum o iau unii, care aduce mântuire pentru toți oamenii, este clar că nu toți oamenii sunt mântuiți. Deci este destul de evident că trebuie să însemne altceva. Harul care aduce mântuire pentru toți oamenii, pentru orice categorie de oameni, fie că este iudeu, fie că este grec, fie că este barbar. Deci harul aduce ceva. Și eu mă întreb, după cum spun majoritatea evanghelicilor, harul lui Dumnezeu este peste toți. Dumnezeu a adus harul lui la toți oamenii. Chiar așa.
harul lui unui om care este un pedofil și el rămâne în păcatul lui. El este în continuare pedofil, el este în continuare sub mânia lui Dumnezeu, sub ura lui Dumnezeu și el merge în iad și totuși harul i-a fost adus. Da? Scriptura nu ne arată asta. Scriptura ne arată destul de clar că omul care a primit harul lui Dumnezeu este mântuit. Așadar, dacă ai primit harul lui Dumnezeu, ești mântuit. Dacă nu ești mântuit, să fii sigur că încă n-ai primit harul lui Dumnezeu. Deci harul lui Dumnezeu aduce mântuire. Harul lui Dumnezeu nu ne aduce șansa la mântuire. După cum spun chiar majoritatea evanghelicilor, nu numai Florin Antonie, spun ei că Domnul Iisus a venit să ne aducă șansa. A făcut posibilă mântuirea pentru toți oamenii, absolut toți oamenii de pe fața Pământului și acum ne cheamă la El. Aici Scriptura mi-e spune altceva, zice că harul lui Dumnezeu aduce mântuire. Repet, mântuire. Efeseni, capitolul 2, căci prin har ați fost mântuiți. Prin credință și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Prin har ați fost mântuiți. Ce a făcut acest har? Zice, prin har ați fost mântuiți. Prin intermediul harului noi am fost mântuiți. Dacă harul este dat tuturor oamenilor, înseamnă că toți oamenii sunt mântuiți. Dar, repet, după cum am spus la început, problema oamenilor este să creadă că ei merită harul lui Dumnezeu. De aceea am dat acel exemplu la început cu ziua de muncă. Ei cred că Dumnezeu totuși ne dă, dar până la urmă ne dă un pic mai mult decât ar trebui să ne dea. Sau ne dă mult mai mult decât ar trebui să ne dea. Nu! Nu, acesta este harul. Harul ne arată clar. Zice, am fost mântuiți. Căci prin har ați fost mântuiți. Harul care aduce mântuire. Și un arminian s-a ridicat și spune, da, e adevărat, harul aduce mântuire, dar și contribuția mea. Atunci adaugă la acest verset, căci prin har ați fost mântuiți, plus intenția mea, dorința mea, inima mea sinceră. Ai avea curajul să-i adaugi versetul și să spui, prin har ați fost mântuiți. Spune decât atât. Tu spui, da, harul, dar, pentru că, ca să rezumă teologică, ei spun, păi Dumnezeu a dat harul lui tuturor oamenilor și faptul că eu am crezut trebuie să fi fost ceva de la mine, pentru că nu m-a făcut Dumnezeu pe mine să cred. Vă dați seama? Oamenii primesc harul lui Dumnezeu, sunt mântuiți și nici măcar nu recunosc că Dumnezeu le-a dat harul. Chiar dacă Scriptura arată destul de clar că noi am fost mântuiți exclusiv prin harul lui Dumnezeu, nu plus. Nu plus altceva. Harul plus decizia mea, harul plus înțelepciunea mea, harul plus situația mea, harul plus. Nu! Prin har ați fost mântuiți. Și Charles Spurgeon dădea un exemplu despre har și toate celelalte care vin după. Pentru că harul ne aduce mântuirea. Și în acest har nu intră nimic ce are de-a face cu noi. Absolut nimic. Harul este complet al lui Dumnezeu. El a venit plin de har și de adevăr. Noi am primit din plinătatea lui har după har. Harul nu are nimic de-a face cu noi. Harul este exclusiv al lui. El ne-l dă. Mila lui, îndurarea lui, ceea ce conține toate celelalte. Și Spurgeon dădea exemplul acesta cu harul și privirea la toate celelalte. Și el spunea că harul este locomotiva care trage toate celelalte vagoane. Din ce cauză credeți că vagoanele merg unele după altele? Se trag unele pe altele? Nu! Este o locomotivă care le trage pe toate celelalte. La fel se întâmplă în viața noastră. Noi am primit harul lui Dumnezeu de pe urmă. Pentru că harul lui Dumnezeu le trage pe toate celelalte. Fie credința, fie pocăința, fie îndurarea, fie mila, fie dragostea, fie înțelepciunea, fie lumina pe care Dumnezeu ne dă din cuvânt. Fie păzirea noastră pe calea lui Dumnezeu. Toate sunt harul lui Dumnezeu. Dar exclusiv harul, spune, aduce mântuire. Aduce mântuire. Mă întreb eu, așa cum ai ascultat tu Evanghelia, ești mântuit? Această Evanghelie a harului ți-a adus mântuirea sau ți-a adus o șansă la mântuire? Știi tu că ești mântuit? Păi nu știu. Ai mari șanse să nu fii mântuit dacă nu știi. Cine umblă în întuneric, zice Domnul Iisus, nu știe unde merge. Așadar, dacă tu nu știi unde mergi, nu știi destinul tău, ai mari șanse să fii nemântuit, pentru că dacă ai primit harul lui Dumnezeu care a fost adus prin Domnul Iisus Hristos, ai primit mântuirea. Dacă ai primit harul, ai primit mântuirea, pentru că vedem că harul aduce mântuirea. Prin har ați fost mântuiți. Există harul în viața ta? Și în Efeseni capitolul 2 zice, măcar că noi eram morți în greșelile și fără de legile noastre, zice, dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea lui cea mare,
cu care ne-a iubit, măcar că era morți în greșelile noastre, ne-a dus la viață împreună cu Hristos, prin har sunteți mântuiți. Iată, vorbește despre bogat în îndurare, despre dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că era morți, zice, prin har sunteți mântuiți. Vedeți? Harul atrage toate celelalte, fie îndurarea lui Dumnezeu, fie dragostea lui Dumnezeu, toate ne sunt aduse prin har. Și spune, prin har suntem mântuiți. Și apostolii, fapte capitolul 15, ci credem că noi, la fel ca și neamurile, spun ei, suntem mântuiți prin harul Domnului Iisus. Cine mai are curajul, repet, să mai adauge ceva, prin har și, vedeți, cât de mult ne încurcăm dacă schimbăm conceptele și spunem, Dumnezeu a dat tuturor oamenilor harului, același har, la fel de măreț, l-a dat tuturor, plecând de la premiza greșită, extrem de greșită, cum că Dumnezeu ne datorează nouă harului, ne datorează nouă mila lui, îndurarea lui, dragostea lui. Și spun ei, păi Dumnezeu l-a dat la toți. Trebuie să-l fi dat la toți. Nu trebuie. Nu trebuie. Zice Roman capitolul 5, dar cu darul fără plată nu este ca și cu greșeala. Când cineva păcătuiește, ceea ce merită este moartea. Zice, dar cu darul fără plată nu este ca și cu greșeala. Înțelegem noi? Dar cu darul fără plată nu este ca și cu greșeala. Harul lui Dumnezeu nu este același lucru ca noi. Când greșim, ce merităm? Moartea. Dar harul lui Dumnezeu sau darul lui Dumnezeu, ce ne dă? Viața. Ne dă exact contrariul. Ne dă exact ceea ce nu merităm să ne dea. De aceea, El nu este dator să-L dea tuturor. Ceea ce noi merităm și de drept Dumnezeu trebuie să ne dea este moartea. Dar spune, dar cu darul fără plată nu este ca și cu greșeala. Zice că și dacă prin greșeala unui singur cel mulți au fost loviți cu moartea, apoi cu mult mai mult harul lui Dumnezeu și darul pe care ne l-a făcut harul acesta. Într-un singur om, adică în Hristos Iisus, s-a dat din belșug celor mulți. Zice, s-a dat din belșug celor mulți. Harul, zice, darul pe care ne l-a făcut harul acesta. Înțelegem noi? Greșeala, moartea. Harul, viața. Nu are nimic de a face cu datoria. Nu are nimic de a face cu ceea ce merităm. Nu are nimic de a face cu plata cuvenită. După cum cred majoritatea evanghelicilor și evident pentecostalilor și așa mai departe, la sfârșit îți vei primi mântuirea ta. Tu vei adăuga viața ta de sfințire și la sfârșit îți vei primi. Plata cuvenită se numește. Se numește mântuire prin fapte. Aici spune harul pe care l-am primit. Mântuirea și harul acesta ce ne dă? Nu ne dă moartea, ne dă viața. Nu ne dă ceea ce merităm. Deci nu este ceva ce ni se cuvine. Nu este ceva ce ni se cuvine harul lui Dumnezeu. De aceea se numește har. Nu este ceva ce nu îi se cuvine nimănui. Apostolul Pavel spune în Galateni 2:21, nu vreau să fac zadarnic harul lui Dumnezeu, căci dacă neprihănirea se capătă prin lege, degeaba a murit Hristos. Prin lege în sensul prin faptele legii, după cum spune el, nimeni nu va fi socotit neprihănit prin faptele legii. Adică orice ai face tu, asta nu îți dă mântuirea. Zice, orice ai face tu îți dă iadul, îți dă moartea. Orice ai putea să faci tu și cele mai bune faptele noastre sunt o scârbă înaintea lui Dumnezeu. Harul nu este din pricina faptelor pe care noi le-am făcut. Nu este din pricina faptelor pe care noi le-am făcut. Dacă deși prin greșeala unui singur, moartea domni prin el singur, cu mult mai mult cei ce primesc în toată plinătatea harul și darul neprihănirii vor domni în viață prin acel unul singur. Zice, cei ce primesc harul vor domni în viață. Zici că ai primit harul. Dacă tu spui, Dumnezeu a dat harul lui tuturor, au primit toți viața. Au primit toți viața și domnesc. Zice, vor domni în viață. Au primit ei darul neprihănirii? Nu. Pentru că harul asta aduce, harul lui Dumnezeu. Dar problema noastră, repet, este să credem că Dumnezeu îl datorează la toți. Și nu este așa. Doar din pricina culturii noastre umaniste am ajuns să credem acest lucru. Pentru că după cum păcatul a stăpânit dând moartea, tot așa și harul să stăpânească dând neprihănirea ca să dea viața veșnică. Harul face ceva. Această evanghelie a harului stăpânește ca să dea viața. După cum spune Apostolul Pavel în Roman 1, nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, pentru că ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuire. Deci Evanghelia este puterea pentru mântuire. Să mântuiește cu toate, mulți au ascultat Evanghelia,
de la așa zis și predicatori, așa zisa Evanghelie, și nu au fost niciodată mântuiți. Au aderat la o religie, au aderat la o sectă, au aderat la un tip de gândire evanghelică, dar niciodată n-au fost mântuiți. Niciodată n-au primit harul lui Dumnezeu. Și știu lucrul acesta pentru că divorțul este la fel de activ în bisericile evanghelice penticostale, la fel cum este în cele ortodoxe. Păcatele care se practică în biserica ortodoxă, și nu mă refer la închinare la icoane, aceeași imoralitate se găsește între mulți din tinerii evanghelici. Pe aceia pe care eu îi cunosc, îi văd că trăiesc majoritatea dintre ei la fel ca cei din lume. N-au primit niciun har. Dar predicatorul nostru vine și ne spune, harul a fost dat la toți. Da, eu îi spun, a fost dat harul lui? A fost dat harul lui care trăiește cum trăiește? Păi da, este dat harul, dar el nu vrea să-l primească. Verset, capitol și verset arată-mi din Biblie unde spune așa ceva. Harul domnește, harul stăpânește și dă viață. Aceasta e Evanghelia harului. Când noi o primim, stăpânește în viața noastră veșnică prin Domnul Iisus Hristos. În alt pasaj, 2 Timotei, El ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă, nu pentru faptele noastre, ci după hotărârea Lui și după harul care ne-a fost dat în Hristos Iisus înainte de veșnicie. Zice, El ne-a mântuit după hotărârea Lui și după harul care ne-a fost dat în Hristos Iisus înainte de veșnicie. Eu vreau să vă dau doar anumite versete care arată destul de clar ce face acest har al lui Dumnezeu, ce face această Evanghelia harului, acest mesaj al Evangheliei care este numită Evanghelia harului. Ce face ea? Mântuiește. Mântuiește. Și Evanghelia evanghelicilor din zilele de azi nu face absolut nimic. Îl pune pe om și îl forțează să ridice o mână în sus, cu toate că nu este Evanghelia și nu vestește Evanghelia, și el spune mântuit, îl declară mântuit. Pe când vedem aici că această Evanghelie a harului transformă, mântuiește, salvează sufletul omului. Harul face mult mai mult decât atât Evanghelia harului. Sunt socotiți neprihăniți fără plată. Înțelegem noi ce înseamnă să fii socotit neprihănit fără plată? Adică nu ai plătit nimic. Nu ai făcut nimic cum ca să primești acest lucru. Ba încă, noi tot ce am făcut este ca să primim mânia. Noi nu lucrăm pentru a primi acest har. N-am avea cum să lucrăm ca să primim acest har, pentru că tot ce am făcut noi este ca să primim mânia. Tot pentru ce am lucrat noi, am meritat mânie. Așadar, noi nu avem cum să lucrăm pentru acest har. Noi nu avem cum să facem ceva ca Dumnezeu să ne dea acest har, această Evanghelie a harului, pentru că însuși Evanghelia, însuși coborârea Domnului Iisus pe acest pământ a fost un har de la Dumnezeu. Ar fi meritat noi cu toții să mergem în pierzare fără ca Domnul Iisus să salveze pe nimeni. Eu sunt uimit pentru faptul că Dumnezeu, da, totuși a vrut să salveze pe mulți. Nu sunt uimit de faptul că Dumnezeu nu vrea să salveze pe toți, că ar putea. Eu sunt uimit cum a venit să salveze pe unii, cu toate că noi eram morți în păcatele noastre, cu toate că eram plini de răutate. Toate întocmirile gândurilor din inima omului erau îndreptate în fiecare zi, numai spre rău. Nu este niciunul care să caute pe Dumnezeu, niciunul, toți s-au rătăcit, toți sunt niște stricați. Toți, absolut toți. În păcat m-a zămislit la mama mea, de la cel mai mic până la cel mai mare, toți. Și totuși Dumnezeu spune, vin să salvez, vin să aduc harul meu, aduce harul lui și harul lui răscumpără. Cum? Fără plată. Suntem socotiți drepți, neprihăniți. Din punct de vedere legal, suntem socotiți drepți înaintea lui Dumnezeu, fără plată. Fără ca noi să putem să dăm ceva și fără ca noi să fi vrut să dăm ceva. Noi nu lucrăm pentru acest har. Socotiți neprihăniți prin harul său, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. Iată un alt pasaj. În el avem răscumpărarea prin sângele lui, iertarea păcatelor, după bogățiile harului său. Vă dați seama cum vorbește, ce expresii folosește Apostolul Pavel despre harul lui Dumnezeu? Și el spune, nu m-am temut să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu, nu m-am temut să vă vestesc Evanghelia harului. Zice, după bogățiile harului. Deci nu doar harul, ci bogățiile harului lui Dumnezeu. Din ce cauză vedem noi așa de mic harul lui Dumnezeu? Din pricină că nu știm cine este Dumnezeu. Din pricină că nu cunoaștem ceea ce noi merităm. De aceea nu vedem. Nu suntem impresionați de har. De aceea nu suntem impresionați de această Evanghelie a harului, pentru că noi nu știm cine suntem. Și în același timp nu știm cine este Dumnezeu. Pentru că dacă am ști cine este, ce merităm noi. Și predicatorii evanghelici nu ne spun acest lucru. Ei se vestesc pe ei însuși, vestesc metodele lor, metode care să funcționeze. Câte persoane a ridicat mâna? Pe ei asta interesează, faima lor, să ridice mâna în sus. Câte persoane a ridicat? Atâtea. Vă mai dați seama?
bogățiile Harului Său. Apostolul Pavel nu era rușină de această Evanghelie, ci vorbea despre bogățiile Harului Dumnezeu care ne-a fost, a fost revărsate peste noi niște păcătoși. De aceea poți să vorbești despre Harul lui Dumnezeu ca bogățiile Harului Său, pentru că ne-a dat atât de mult. Și cine spune acest lucru? Un apostol care a suferit, care a fost chinuit, care a fost împroșcat cu pietre, care a primit numai împotrivire din partea multora. Și îl spune bogățiile Harului lui Dumnezeu. El nu se gândea la viața aceasta. Și mă tem că mulți dintre dumneavoastră vedeți Harul lui Dumnezeu gândindu-vă doar la viața aceasta. Sunteți cei mai vrednici de milă, dacă pentru dumneavoastră Hristos înseamnă aici, acum și atât. Sunteți cei mai vrednici de milă. Dacă numai pentru viața aceasta v-ați pus încrederea în Hristos, sunteți cei mai vrednici de milă. Și Evanghelia pe care o propovăduiesc majoritatea evanghelicilor este o Evanghelie pentru aici și acum. Un Dumnezeu care te binecuvântează și îți dă o viață plină de speranță și de bucurie. Fără moarte, fără mânie, fără înviere. De aceea este destul de gravă. Apostolul Pavel spune bogățiile Harului Său. El se bucura și da, a dus multe lipsuri. Multe lipsuri. Zice, mă mir că treceți așa de repede de la cel ce v-a chemat prin Harul lui Hristos la o altă Evanghelie. Chiar chemarea noastră este tot prin Har. Totul este prin Har. Absolut totul este prin Har. Chiar și chemarea noastră. Și ba mai mult decât atât. Nu numai că am primit Har. Zice, deși încă sunteți socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Lui îi datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de Har, în care suntem și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Am intrat în această stare de Har. Vă dați seama ce înseamnă să intrăm într-o stare de Har? Și oamenii spun, Evanghelia este pentru începători. Această Evanghelie este pentru începători, noi vrem lucruri mai profunde. Ei nu înțeleg ce este Evanghelia. Ei nu înțeleg că acest mesaj al Evangheliei este numit Evanghelia Harului, deoarece ne pune într-o stare în care suntem împăcați cu Dumnezeu. Suntem iubiți de Dumnezeu, noi aceia care meritam să fim urâți. Nu meritam să fim iubiți. Și Harul ne pune într-o stare în care ne bucurăm. Ne bucurăm. Vreau să trec la al treilea punct. De la ce anume ne salvează Evanghelia Harului? De la ce anume ne salvează? Multe persoane am întrebat și le-am spus, Domnul Iisus a venit să ne salveze, să ne mântuiască. De la ce? Mulți evanghelici am întrebat. De la păcatele noastre. Am întrebat ortodoxi. De la ce anume ne mântuiește Domnul Iisus? De la păcatele noastre. Atât evanghelici, ortodoxi și alții dau același răspuns. A venit să ne salveze sau să ne mântuiască de la păcatele noastre. Păi ce ne face păcatele noastre? Biblia nu ne dă răspunsul acesta. Și iată din ce motiv noi nu prețuim dragostea lui Dumnezeu în Domnul Iisus Hristos. Noi nu prețuim. Din ce motiv? Pentru că nu știm de la ce ne salvează Dumnezeu. Și predicatorii nu ne spun. Pentru că ei nu vor să vorbească despre mânia lui Dumnezeu. Scriptura arată destul de clar de la ce anume ne salvează pe noi Dumnezeu. De aceea este numită Evanghelia Harului. De la ce ne salvează? Scriptura ne arată destul de clar că Domnul Iisus ne salvează pe noi de mânia lui Dumnezeu. Roman 5, căci pe când eram noi încă fără putere, Hristos la vremea cuvenită a murit pentru cei nelegiuiți. Pentru un om neprihănit cu greu ar muri cineva, dar pentru binefăcătorul lui poate că s-ar găsi cineva să moară. Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Deci cu atât mai mult acum, când suntem socotiți neprihăniți prin sângele Lui, vom fi mântuiți prin El de mânia Lui Dumnezeu, căci dacă atunci când eram vrăjmași. Așadar, noi suntem salvați prin această Evanghelie a Harului de mânia Lui Dumnezeu. De aceea putem să o numim Evanghelia Harului, de aceea Duhul Sfânt a numit-o Evanghelia Harului. Scriptura ne arată clar că mânia lui Dumnezeu era asupra noastră și suntem Harului. Ce face? Aduce mântuire. Mântuire de la ce? Mântuire de la mânia lui Dumnezeu. Două anumite versete, Roman 1:18. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu. Tu și cu mine l-am necinstit pe Dumnezeu. Și în ce moduri? Mânia lui Dumnezeu se descoperă
Împotriva oamenilor care îl necinstesc pe Dumnezeu și împotriva oamenilor care năbușă adevărul. Adică îl opresc, se împotrivesc. Cui se împotrivesc ei? Adevărului. Mă tem că mulți evanghelici, pastori evanghelici în special, se împotrivesc adevărului. De aceea am zis înainte, cuvântul adevărului Evangheliei. Ei se împotrivesc adevărului și spune, da, mânia lui Dumnezeu este peste tine, pentru că te împotrivești adevărului și pentru că tu l-ai necinstit pe Dumnezeu. Roman 2:7, va da viață veșnică unora și altora va da mânie și urgie. Din ce cauză zice, se împotrivesc adevărului și ascultă de nelegiuire. Se împotrivesc adevărului. Cine crede în Fiul are viață veșnică. Cine nu crede în Fiul nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. De ce a venit Domnul Iisus? Pentru că mânia lui Dumnezeu era peste noi. De ce a venit să ne aducă această Evanghelie a Harului? Pentru că mânia lui Dumnezeu era peste noi. Efeseni 5:6. 5, de la 3 la 6. Curvia sau orice alt fel de necurăție sau lăcomia de avere să nu fie pomenite între voi așa cum se cuvine unor sfinți. Să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechipzuite, nici glume proaste. Lucrurile astea sunt aproape normale la așa mulți, la așa zis și creștini. Normale. Cuvinte porcoase, vorbe nechipzuite, glume proaste care nu sunt cuvincioase. Zice că știți bine, niciun curvar, niciun stricat, niciun lacom de avere care este închinător la idol n-are parte de moștenire în împărăția lui Hristos și a lui Dumnezeu. Nimeni să nu vă înșele cu vorbe de șarte, căci din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste oamenii neascultării. Mânia lui Dumnezeu peste cine? Peste oamenii neascultării. Peste oamenii nemântuiți va veni mânia lui Dumnezeu. Noi, Harul lui Dumnezeu, prin această Evanghelie a Harului de mânia lui Dumnezeu. Coloseni 3:5, omorâți modularele voastre, curvia, necurăția, patima. Din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării. Din nou, vorbește despre mânia lui Dumnezeu. Noi suntem salvați de mânia lui Dumnezeu prin această Evanghelie a Harului. Efeseni 2:2, între ei, între toți oamenii, eram și noi toți odinioară când trăiam în poftele firii noastre pământești. Când făceam voile fire pământești ale gândurilor noastre și eram din fire copii ai mâniei, ca și ceilalți. Eram din fire copii ai mâniei. Întâia Tesalonicen 1. Ei însăși istorisește primire n-ați făcut și cum de la idol v-ați întors la Dumnezeu ca să slujiți Dumnezeului celui viu. Și să așteptați din cerul pe Fiul Său pe care l-a înviat din morți, pe Iisus, care ne izbăvește de mânia viitoare. Iisus, care ne izbăvește de mânia viitoare. Această Evanghelie ne promite că noi vom fi izbăviți de mânia viitoare. Mânia care să se arate peste toți fiii neascultării. Spune, sunteți izbăviți. Sunteți salvați. Prin această Evanghelie a Harului, noi suntem salvați de mânia lui Dumnezeu. Scriptura arată clar că există această mânia lui Dumnezeu. Psalmul 7, un Dumnezeu care se mânie în orice vreme, dacă cel rău nu se întoarce la Dumnezeu. Dați cinste Fiului ca să nu se mânie, să nu pieriți pe calea voastră, căci mânia Lui este gata să se aprindă. Înțelegem noi că atunci când vorbim despre mânia Lui Dumnezeu și Dumnezeu ne dă dragoste, când vorbim despre mânia Lui Dumnezeu și în loc ca Dumnezeu să ne pedepsească pe noi, El pedepsește pe propriul Lui Fiu. În loc ca El să ne zdrobească pe noi, El zdrobește pe propriul Lui Fiu. Asta înseamnă harul. Harul nu înseamnă că El merita să ne dea o fărâmă de bunătate. Nu. Harul înseamnă că noi meritam să primim mânia. Și El mânia o dat propriului Lui Fiu în locul nostru. Fiul ia păcatele și nelegiurile noastre și este zdrobit de propriul Lui Tată. Dacă ați vedea ce înseamnă mânia Lui Dumnezeu în Scriptură și dacă ați vedea că El a dat-o propriul Lui Fiu și nu ne-a dat-o nouă, ați înțelege un pic din ceea ce este harul. El este un Dumnezeu mânios, chiar dacă în același timp este un Dumnezeu de dragoste. Isaia 13. Iată vine ziua Domnului, zi fără milă, zi de mânie și urgie aprinsă, care va preface tot pământul în pustiu și va nimici pe toți păcătoșii de pe el. Zi fără milă, zi de mânie. Înțelegeți harul? Zi fără milă, zi de mânie. De la ce ne salvează? De la mânia lui Dumnezeu. Evanghelia Harului n-a venit să îmbunătățească un pic viețile noastre. A venit să ne salveze, să ne mântuiască. Harul lui Dumnezeu aduce mântuire. Mântuire de la ce? Mântuire de la mânia lui Dumnezeu. Iată ce spune același Dumnezeu care este ieri, azi și în veci. Cum se strâng argintul, arama, fierul, plumbul și cositorul în cuptorul de topit și se suflă în foc ca să se topească,
Așa vă voi strânge și eu în mânia și urgia mea. Vă voi pune acolo și vă voi topi. Da, vă voi strânge și voi sufla peste voi cu focul mâniei mele și acolo și vă veți topi în el. Cum se topește argintul în topitoare, așa veți fi topiți voi în mijlocul lui și veți ști că eu sunt Domnul, mi-am vărsat mânia peste voi. Acesta este Domnul. Asta meritam noi, să fim topiți de focul mâniei lui Dumnezeu. Și această evanghelie a Harului tocmai ne prezintă. Hristos a venit să primească ceea ce tu meritai să primești. Și Harul acesta ne mântuiește. Această evanghelie a Harului ne este dată în gratis. Nu ne cere, pentru că noi n-am fi avut nimic să oferim. Singurul lucru cu care contribuim noi este păcatul nostru. Ura noastră, disprețul nostru față de Dumnezeu. Înțelegeți? Meritați. Și meritam să fim topiți cum se topește argintul. Îmi voi vărsa urgia peste ei, îi voi nimici cu focul mâniei mele. Le voi întoarce faptele asupra capului lor. Ezechiel 22. Iată aceia care se încred în faptele lor. Evanghelice. Poți să le numești cum vrei. Le voi... Cel mai grozav lucru este să aștepți ca după ce ai trăit, Dumnezeu să privească viața ta și să spună, intră. Cel mai grozav lucru, să te aștepți, ești un complet ignorant, complet orb, dacă tu te gândești și aștepți ca Dumnezeu să privească viața ta și să spună, pe baza vieții tale, te primesc. Pentru că ai adăugat și tu, ai trăit și tu în neprihănire după ce ai fost mântuit. Deci ești un complet ignorant. N-ai nici cea mai mică idee de cine este Dumnezeu dacă aștepți ca Dumnezeu să te judece după faptele tale pentru mântuirea sufletului tău. N-ai nici cea mai mică idee. Ești complet mort spiritual. Dacă Dumnezeu îți întoarce o singură faptă asupra capului tău, cea mai bună faptă pe care tu ai făcut-o vreodată, cea mai bună, și dacă te-ai da viața pentru un dușman de-al tău, ai merge în iad de 10.000 de ori. Ai merge în iad de 10.000 de ori. Cele mai bune faptele noastre sunt o scârbă, pentru că nu le-am făcut pentru slava lui Dumnezeu. Chiar dacă am avea de plătit pentru păcatele noastre, asta e alt subiect. Domnul este un Dumnezeu gelos și răzbunător. Domnul se răzbună și este plin de mânie. Domnul este plin de mânie. Înțelegem noi harul? Domnul este plin de mânie și spune, harul mântuiește. Pe cine mântuiește? Pe aceia care asupra cărora Dumnezeu avea mânie. Domnul este plin de mânie. Domnul se răzbună pe potrivnicii lui și ține mânie pe vrăjmașii lui. Eram înainte vrăjmaș. Ține mânie pe vrăjmașii lui. Vedeți harul? Merita mânie? Mânie o primește Fiul și ne salvează pe noi. Asta e harul. Nu-i ceva care merităm. Ceea ce merităm, plata cuvenită, este mânia. Este pedeapsa. Domnul se răzbună și este plin de mânie. Domnul se răzbună pe potrivnicii lui, ține mânie pe vrăjmașii lui. Domnul este îndelung răbdător în același pasaj. Domnul este îndelung răbdător, dar de o mare tărie și nu este pe cel rău. Da, Domnul este plin de mânie și în același pasaj spune îndelung răbdător. Domnul umblă în furtună și învârtește și norii sunt praful picioarelor lui. El mustră marea și o usucă, face să sece toate râurile. Basanul și Carmelul tânjește și floarea Libanului se vestejește. Se clatină munții înaintea lui și dealurile se topesc, se cutremură pământul înaintea lui, lumea și toți locuitorii lui. Cine poate sta înaintea urgiei lui? Cine poate ține piept mâniei lui aprinse? Urgia lui se varsă ca focul și se prăbușesc stâncile înaintea lui. Și după aceea spune, Domnul este... Înțelegem harul? Problema noastră, problema tuturor oamenilor, de fapt, este că Dumnezeu este bun. Pentru că ei sunt răi și un Dumnezeu bun nu poate să sufere niște oameni răi. Înțelegem harul? Noi eram cei răi. El ne oferă harul și ne salvează de propria lui mânie. Vom fi mântuiți prin el de mânia lui Dumnezeu. Căci dacă atunci când eram vrăjmași am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum. Cum am fost împăcați? Prin moartea Fiului Său. Mânia a primit-o cineva, moartea a primit-o cineva și a primit-o Fiului. Harul l-a costat nespus de mult pe Fiul, l-a costat nespus de mult pe Dumnezeu. Nu ne-a fost dat. De aceea zice, harul care v-a fost dat și ne-a fost dat în Fiul Lui
în Domnul Iisus Hristos. Suntem izbăviți de mânia lui Dumnezeu prin această Evanghelie a Harului. Dar dacă vestești altceva, nu mai ai Evanghelie. Și repet, mă tem că mulți pastori nu vestesc Evanghelia Harului. De aceea creștinii nu sunt mulțumitori. Ei vor ceva mai mult. Nu ne place nouă Evanghelia Harului, mânia lui Dumnezeu. Nu sunt mulțumitori pentru că ei nu știu de la ce anume a salvat Dumnezeu. Nu sunteți mulțumitori. Mulțumitori unde ajungi pentru că încă nu înțeleg unde ajuns ceea ce meritam eu. Dar Scriptura mi-arată clar mânie, mânie, mânie și mânie. Și în schimb, Dumnezeu îmi dă pe Fiul. Dumnezeu în schimb își arată dragostea. Era morți, vrăjmași, dar Dumnezeu. Ce minunat! Dar Dumnezeu își arată dragostea. Prin har sunteți mântuiți. Vedeți harul? Eram vrăjmași. Coloseni 1.22. Eram străini și vrăjmași prin gândurile și prin faptele voastre rele. Și El ne salvează. Și în al patrulea rând, care este scopul lui Dumnezeu pentru care ne-a oferit această Evanghelie a Harului? Efeseni 1 spune, în El, Dumnezeu, în Domnul Iisus, ne-a ales înainte de întemeirea lumii, ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, după ce în dragostea Lui ne-a rânduit mai dinainte ca să fim înfiați prin Iisus Hristos, după buna plăcerea voii sale, spre lauda slavei Harului Său, pe care ni l-a dat în preiubitul Lui. Din ce cauză Dumnezeu ne-a oferit această Evanghelia Harului? Din ce cauză ne-a oferit Dumnezeu acest har minunat și nu ne-a dat mânia, ceea ce meritam? Spre lauda slavei Harului Său, pe care ni l-a dat, unde? În preiubitul Lui. Harul îl avem doar în Domnul Iisus Hristos. Așadar, orice persoană, vă spun, orice persoană care poate va asculta acest mesaj, care nu este încă mântuit, n-ai nici cea mai mică speranță. N-ai nici cea mai mică speranță, ești complet lipsit de speranță, pentru că dragostea generală care te crezi tu nu există. Dragostea există doar în Domnul Iisus Hristos. Ești în afara Domnului Iisus, mânia lui Dumnezeu. Ești sub mânia lui Dumnezeu, deoarece harul Său este doar în preiubitul, doar în Domnul Iisus și ne-a dat acest har ca să-L lăudăm pe El. Lăudăm noi pe El? Suntem noi mulțumitori față de ceea ce El a făcut pentru noi? Știm noi cât de mult L-a costat pe Fiul, încât Domnul Iisus a strigat, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Înțelegem noi? Nu, noi nu vorbim despre cruce. Aia e problema. Că Evanghelia din zilele de astăzi face zadarnică crucea. Evanghelia pe care o vestesc majoritatea celor face zadarnică crucea. Nu mai există laudă la adresa lui Dumnezeu. Nu există laudă asupra harului Lui. Din ce cauză? Pentru că ei nu înțeleg de la ce au fost salvați, pentru că n-au fost salvați mulți dintre ei. Și repet, sunt mulți pastori nemântuiți care vestesc o Evanghelie diluată, care nu este Evanghelie. Nu au cum să slăvească harul lui Dumnezeu. Dar slavă lui Dumnezeu că mai sunt și alții care o fac, care slăvesc harul lui Dumnezeu. Văzând că merită mânia lui Dumnezeu, ei slăvesc harul lui Dumnezeu. Ei slăvesc harul lui Dumnezeu și ei slăvesc harul lui Dumnezeu și spun, harul Lui, harul Lui. Harul Lui. Și Apostolul Pavel își încheie întotdeauna scrisorile harul lui Dumnezeu, harul lui Dumnezeu, harul lui Dumnezeu să fie cu voi, harul lui Dumnezeu să fie cu voi. Din ce cauză? El făcea exact ceea ce spune aici. Scopul pentru care Dumnezeu îi oferise lui acest har era ca să laude tocmai harul lui Dumnezeu. Era ca să laude tocmai îndurarea pe care Dumnezeu și-a arătat-o în Fiul Său. Noi nu suntem conștienți suficient de mult de această îndurare pe care am primit-o. De aceea trăim cum trăim. Nu suntem conștienți. Și nu suntem conștienți pentru că predicatorii cred altceva decât Evanghelia. Ei cred că Evanghelia se rezumă la patrule spirituale, trei lucruri pe care Dumnezeu vrea să le știi. Ridică mâna în sus, primește-l în inimă, ai primit Evanghelia. Evanghelia este pentru începători. Evanghelia este lucru cel mai profund. În acest clip am încercat să ofer anumite lucruri despre această Evanghelie și în special despre Evanghelia Harului. Sunt foarte multe lucruri de zis care pe mine personal mă depășesc, dar înțeleg un lucru. Înțeleg că eu eram sub mânia lui Dumnezeu, eram sub mânia lui Dumnezeu, meritam mânia lui Dumnezeu și meritam doar mânia lui Dumnezeu. Și în schimb, Dumnezeu mă oferă o dragoste pe care nici îngerii nu poate să o înțeleagă. Dumnezeu
în loc să mă pedepsească pe mine, îl pedepsește pe propriul lui fiu în locul meu. Și în schimb îmi oferă mie neprihănirea lui. Sunt socotit drept din punct de vedere legal. Înaintea lui Dumnezeu sunt socotit, considerat. Nu că sunt eu perfect, dar sunt considerat în ochii lui Dumnezeu, după legea lui Dumnezeu, drept. Am intrat în această stare de har a lui Dumnezeu și acum laud harul lui Dumnezeu. Și nu spun, cum spun mulți predicatori evanghelici, Dumnezeu a oferit harul lui tuturor. A, da? Eu spun că Dumnezeu a oferit harul lui multora. Dumnezeu a oferit harul lui multora, dar nu tuturor. Nu este dator să o facă. Să ținem minte bine. Această evanghelie a harului pe care apostolul Pavel o predica, întotdeauna i-a adus probleme, lanțuri și necazuri. Lanțuri și necazuri, lanțuri și necazuri. De aceea Scriptura vorbește atât de mult despre prigoană din pricina Evangheliei. Apostolul Pavel a fost un om prigonit din pricina Evangheliei și pe timpul lui, când erau, da, apostolii pe pământ, apostolul Pavel spune, noi vestim Evanghelia, zice, alții strică cuvântul lui Dumnezeu. Ne vestim cuvântul lui Dumnezeu sau se vestește Evanghelia, același lucru, mesajul central. Și apostolul Pavel spune, cei mai mulți o strică. Credeți că este adevărat pentru zilele de astăzi? Că cei mai mulți strică Evanghelia? Și bisericile noastre sunt pline de oameni nemântuiți care au crezut o Evanghelie falsă? Sunt sigur de lucrul acesta. Trebuie doar să priviți pe internet și veți vedea ceea ce unii numesc Evanghelie. Sau Evanghelia Harului. Ce ai putea să-i spui unui om că este Harul lui Dumnezeu dacă nu-i vorbești despre mânia pe care el o merita și ceea ce îi se oferă în schimb? Vorbești despre păcatele lui, păcatele tale care nu sunt bune înaintea lui Dumnezeu. Scriptura zice că unii oameni sunt o scârbă înaintea lui Dumnezeu, o urăciune. Scriptura vorbește în același timp în Leviticul, zice Dumnezeu, sufletul meu vă va urâ. Sufletul meu vă va urâ. De aceea harul este atât de prețios, din pricină că noi îl înțelegem, tocmai din pricină că ni s-a adus. Noi înțelegem harul pentru că ni s-a dat harul. Nici noi n-am fi putut să înțelegem. Vreau să închei aici, spunând că dacă nu înțelegeți că erați sub mânia lui Dumnezeu, nu veți fi niciodată mulțumitori față de acest har al lui Dumnezeu. Niciodată. Nu veți înțelege Evanghelia Harului și în același timp nu veți vesti Evanghelia Harului pentru că nu veți avea nimic de spus. Apostolul Pavel spune, eu am o Evanghelie. Evanghelia pe care n-am, zice, nimeni nu mi-a dat-o, ci am primit-o de la Dumnezeu. Și zice, și nu mi-e rușine de Evanghelia asta. O propovăduiesc oriunde. Și oriunde mergea, l-a aștepta lanțuri și necazuri din pricina Evangheliei. Dar el spune, nu mi-e rușine de ea, pentru că ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuire. Ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuire. Să înțelegem bine că Evanghelia vestită în mod biblic aduce slavă lui Dumnezeu. O Evanghelie diluată te plasează sub. Apostolul Pavel spune că și noi înșine sau un înger din cer, dacă ar veni să vă vestească o altă evanghelie, să fie anatema, să fie blestemat. Și după aceea repetă, după cum am mai spus, un bun predicator face așa, repetă. Mai spun încă o dată, dacă cineva vestește o altă evanghelie, să fie anatema. Vestești tu Evanghelia lui Dumnezeu? Vestești tu adevărata Evanghelia lui Dumnezeu? Sau vestești niște metode pe care le-ai auzit la anumiți predicatori? Să te ferească Dumnezeu, să vestești o altă evanghelie, pentru că este Evanghelia Lui. Este Evanghelia Lui. Și oamenii care cu adevărat vor fi mântuiți, vor fi mântuiți de Evanghelia Harului Lui Dumnezeu și vor slăvi, un om este mântuit, el va slăvi Harul Lui Dumnezeu. Nu va fi mândru de sine, nu va spune Dumnezeu a oferit tuturor același har, numai că eu totuși am crezut. Totuși am crezut eu. Harul a fost dat la toți și eu am crezut, înseamnă că eu a fost ceva de la mine. Câtă mândrie! Să fur din slava lui Dumnezeu. Și mulți dintre aceștia care spun așa, eu cred că nu sunt mântuiți. Închei aici, capacitatea mea este foarte limitată, sunt un om destul de simplu, dar vă las în minte cu lucrul acesta. Harul lui Dumnezeu aduce mântuire. Ți-a adus-o ție? Ți-a adus ție mântuire harul lui Dumnezeu? Ai scăpat tu de mânia lui Dumnezeu? Sau încă ești vrăjmaș? Dumnezeu să vă binecuvânteze.